Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor, și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătălina, bine m-am regăsit! Transmitem salutul nostru pompierilor din România la Transmitem salutul nostru pompierilor de aici, din România cine este? Păi e ziua pompierilor din România. Da, din România. Se mai uită la noi și din Botoșani, și din Neamț. De pe internet aici. Poți să ne urmărească și din... Și pompierii din Statele Unite de ce și nu? Cei din Australia. Doar că am aflat astăzi de la vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, domnul Vasile Tofan, în stilul său caracteristic. Comicăros. Mai nimeni nu sărbătorește mai nimic pe 13, ba chiar americanii despre care ai menționat mai devreme, evită cu totul data de 13. Nu, dar dimineața a fost la radio domnul Tofan și a zis că asta cu 13, că superstiția, că e și marți și că americanii au scos etajul 13, apartamentul 13 și după aia au băgat, au făcut ziua ciocolatei pe 13, nu știu care, septembrie cred că acum. Da. Și e ziua internațională a ciocolatei acum, deci au găsit o utilitate, au îndulcit această zi care este foarte ciocolata amare dă pentru stare pesimiști, de bine, pentru superstițioși, pardon, da. Da, mi-a zis domnul Tofan asta azi dimineață. A zis-o și în fața publicului prezent. Ne-am adus aminte, adică ne-am adus aminte. Eu i-am spus domnului Tofan, în calitatea lui de fost primar de Fălticeni și fiind vorba și despre ziua pompierilor astăzi, că eu am făcut armată aminte? La, așa, și i-am spus domnului Tofan că eu am făcut armată la Fălticeni, la pompieri. La dumnealui și dumnealui fălticenean fiind, știa... La fabrica ai avut un exercițiu la aia, la întreprinderea chimică, aia desfințată. Toate sunt desfințate, mă. Și unul dintre exerciții, că am făcut mai multe lucruri. Și domnul Tofan, normal că știa că unitatea unde am făcut eu armată la pompierie era față în față cu liceul, cu Colegiul Național Nicu Gane. Aveam o priveliște foarte frumoasă, aveam 18 ani, ieșeau domnișoare de 17-18 ani de liceu, da. Mai vorbeam pe la gard, așa, ca militare, știi? Că trebuia să vă cereți permisie. Poftiți? Ca să ieșiți. Dar lasă permisia, dar trecea pe la gard, pe acolo, mai schimbam câte o vorbă, dar nu stăteam așa țeapă, dacă eram de gard acolo, de planton sau ce eram la parte. Nu, dar chiar era bine, adică nu eram izolați. Pentru că pe acolo trece drumul european, da? Ieșeau fete de la școală, trecea lume... Mai dădeam peste gard să ne cumpere un cuic sau ce mai dădea, când, după amiaza când nu erau șefii. Ne aduceau cuicul, aveam un loc acolo unde puneam gaură în perete, ascundeam cuicul. Era comic așa. Sunt multe din armate și domnul Tofan știa că pe urmă unitatea s-a mutat acolo, s-a dărâmat, s-a demolat. La Fălticeni e boala s-a demolat, acolo tot se demolează. Vezi că a rămas până în ziua de astăzi. Așa, și s-a demolat clădirea aia veche. Așa, și s-au făcut niște blocuri. Ce? Unitatea de pompieri undeva în jos, pe lângă jandarmerie. Și am vorbit asta cu domnul Tofan astăzi, cu pompieria. Eu ieri am făcut cu Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al LIS-ului. Am zis să o iau dinainte, că pe 13 lumea ocupată, cu zile porților deschise, cu mersul la mol, pe unde aveau azi, și la Casa de Cultură în față. Și am făcut cu Alin Găleată un pic despre pompierie. Într-adevăr, este una dintre meseriile cele mai dificile, așa, și trebuie să fie în permanentă. Și nu înseamnă doar lupta atent. Cu focul. Au menționat și cei care au vorbit. Ia, la ea acum s-a dezvoltat foarte mult. Adică pompieria a rămas un element din multiplele activități Bun, pe care trebuie să le facă. Cu, la accidente și așa mai departe. Noi, toată pregătirea pe care o făceam pentru pompieri, bineînțeles și pentru cazuri în care descos un om dintr-o fântână sau asta, tot la pompieri era, adică să nu crezi că era... Și la pisici? Vreo altă diviziune, am avut cu pisici, atunci cred că oamenii se urcau singuri. Acum te uiți pe stradă ca cireșele, corcodușele, prunele, merele, nu se urcă nimeni în copac. Pe vremea aia începe iar ca un moșneag, toți eram în copaci de mici, la dude, la prune, la gutui și așa mai departe. Și eram antrenați și când se urca o pisică, omul urca singur după pisică, lua pisica, urca până, dacă el știa de la dude, așa a urcat după pisică. Acum nu mai urcă nimeni în copac, nimeni nu mai știe să urce în copac. Și una, două, dacă pisica e la 2 metri în copac, dai telefon, că pompierii n-au altceva de făcut decât să dea o pisică jos, de la 2 metri. Dar ce pisică? Da, pisică maidanez, din aia, așa, care e pisica blocului. Dar din toți meseriașii de la blocul ăla, care tot, știi că românul care cândva s-a urcat în copac. Nu, dar românul știe să repare mașini, să repare greble, lopeți, să strângă șuruburi, să schimbe contoare electrice.
Mă, dar la pisică unul nu s-ar băga. Dar e scara pisicii. Da, e scara, da. Muței. Și se ajută unul dă telefon la pompieri că e o pisică în copac și vine mașina de pompieri care consumă motorină nu știu cât, cu doi pompieri așa, care puteau să fie la incendiu la Bălăceana, să salveze o vacă, un cal și o găină. Nu, vin la pisicuță, de la bloc, că unul nu poate să urce 2 metri în copac. Comod de lumea asta. Pentru că există acest serviciu profesionist. Dar dacă ai pune niște sticle de whisky în copac la 2 metri unde stă pisica, tu crezi că ar mai suna la pompieri să vină să ia sticlele de whisky? Cred că ar fi aninați toți prin copac acolo. Și atunci ar veni pompierii să dea jos pe ei. Mulți de beți. Ar putea să se urce, dar mai greu să coboare. Da. Că și pisica, ea a putut să urce. Dar mai greu la coborât. Mai greu la coborât. Încă o dată, la mulți ani pompierilor din România, pentru că ziua pompierului din România, astăzi în amintirea bătăliei de pe dealul Spirii. De la podul înalt. Avea mi-a povestit astăzi Vasile Toafa, niște chele, haios. A zis la radio. La radio. S-a dat în eter, da? Nu, asta nu-i zis la radio, treci. Da, trec mai departe, da. O să zici trece, în da. Privat. La Spitalul Județean din Suceava, în baza unui contract de aproape 13 milioane de lei pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, se va moderniza infrastructura electrică de ventilare și de tratare a aerului. Da. Adică cineva o ia din timp. Nu e ca din nu, timp. Doamne, nu. Ferește să... Nu, cred, asta nu este din timp. Asta e începută de mult. Ea nu e din timp, e din cauza sau datorită pandemiei. Da, dar știi că cu extinderea infrastructurii electrice înseamnă să și verifici ce ai, probabil. Da. Să nu care cumva... Da, dar proiectul ăsta este de mult, dar bine că se face. E foarte important că se face acest proiect. În continuare se bagă bani în Spitalul Județean Suceava, bani. E foarte bine, e foarte modern, e foarte elegant, așa. Mai trebuie cu unele... Pe aici, pe acolo, prin locurile esențiale. Prin locurile esențiale, pentru că cel mai important este lucru cu omul. Adică omul, cadrul medical și omul, pacientul. Aici avem pereți, gresie, faianță. Stai. Echipamente. Gresie, faianță. Așa că eu confund pe asta de fiecare dată. Avem pereți văruiți, avem vară, avem vopsea, avem clanță la ușă, avem din de dat la WC, robinete, oglindă. Așa, deci din astea tot avem. Ce e după aia, aparat de văzut cât e sângele, dacă are destul calciu, dacă are destul magneziu, dacă ficățelul este un flățel. Dacă stomacul e la locul lui, dacă rinichii își fac treaba. Deci avem dotare, ăsta, clădire cu tot ce trebuie și dotare. Și acum esențialul, dialogul. Se pare că avem și medici care știu să facă operații sensibile. Da, a fost, da. Iată, ieri am avut un material cu o premieră medicală la Spitalul Județean. O tratare. Ok, eu sunt de acord că e foarte bine și asta este foarte încurajator, că nu mai trebuie omul să plece colo, colo, colo. Dar important este, adică avem premiera astăzi. Știi, ca și cum ai la teatru, avem o premieră și vin actorii și își dau duhul pe scenă, fac, se dau peste cap, impecabil, bravo, pre-aplauze. Bis, bis. Și după premieră vin la mișto și joacă așa. Și zici, bă, dar ce cu ăștia? Dar la premieră știi cum au fost? Dumnezeu, a fost impecabil. Culme e că a doua reprezentație după premieră se pare să fie cea mai bună în teatru. Tu ce vreau să spun. Las, în teatru. O piesă se așează după 10 spectacole. Dar cred că și în medicină, cu cât faci o operație de mai multe ori, nu? Da. Capeți îndemânarea aceea și încrederea. Revenind la ce am spus eu, la paralela asta, zici, dom'le, dar la premieră a fost impecabil. Domnul, nu mă interesează, eu văd spectacolul ăsta și aș spui, domnule, dar pe ăla l-a operat impecabil. Când m-a operat pe mine acum. Adică fiecare pacient e o premieră în cazul Căteno, lui. Ești extraordinar de perspicaci. Am reușit să fac această, ești să duc până la capăt această ești paralelă. Știam că până la urmă se că va reușesc, reuși. Da. Nu, și acum la modul serios, sunt oameni și oameni, adică sunt foarte dedicați, care știu, domnule, e foarte important să vorbești cu pacientul. Omul și așa este necăjit că îți vine acolo, nu îți vine de bine. Dar sunt și unii profesioniști din ăștia bolnavi închipuiți care bat la cap, sună salvare și aia. Sunt, dar, în general, lumea merge acolo pentru că are o problemă.
Omul și așa e amărât, cu boală, cine știe ce mai are și pe acasă. Omul care vorbește e frumos. Știi? Explică-i de ce ia un medicament. Da. Nu, așa am venit, pam, pam, fă, aia, gata. Stai ușor. Oamenii mai au și istoric medical, mai știi, au și alte medicamente de înainte. Bancul ăla cu bulă, că era comandant de, dacă tot am venit de pompieri, era comandant la o grupă de pompieri. Și îl cheamă șeful cel mare pe bulă, zice, bă, bulă, vezi că e un necaz mare, lui Ionescu i-au murit părinți într-un accident de circulație, ai și tu grijă, cum îi spui, bă, mai finuț, ai grijă. Da, domnul, lăsați pe mine. Strânge plutonul, pluton adunarea, pluton drept, cei care aveți părinți un pas în față mari și Ionescu rămâi pe loc. Știi? Așa, așa, și dacă vine și spune, domne, fă aia așa, așa și pleacă. Domnule, explică și mie, zi-mi frumos, că uite, zi-mi de ce mă doare aia, ce urmează, cum să fac. Adică nu trebuie să fim expeditivi, să fim cu gândul la cabinetul la particular aici, unde stăm cu zâmbetul afișat pe buze și aici să avem un comportament mai mult decât rece. Da? Asta, un dialog mai aplicat, ca să zic, nu știu, bun, adică să fii mai aproape de om. Crezi că asta se întâmplă doar la Suceava? A, nu, e o chestie adică generalizată. Adică un comportament al omului cu multă școală care de mâinile căruia depinde aici viața altcuiva? Nu exagerăm. Dar sunt, și nici aici nu e toată lumea, dar eu țin minte că și asta a zis managerul, că după concurs și a zis președintele Consiliului Județean, că punem expresii din astea, niște din astea clasice de acum, știi, niște care sunt bolite de fapt de conținut, că ele sunt spuse așa la, cum zic fotbaliștii, că de regulă, că astăzi nu ne-am dăruit cât ar fi trebuit, am fi meritat victoria, dar sunt niște chestii din astea clasice, așa și aici. Punem pacientul în centrul actului medical. Exact, știi foarte bine. Dar puneți-l, domne. Puneți-l. Despre asta este vorba. Domnule, dacă într-o zi nu-ți merge aparatul, omul înțelege. Dacă îi spui, domnule, că nu mai ai medicamentul ăla, ceea ce nu se mai întâmplă. Omul înțelege. Dacă nu e aia, uite, s-a stricat robinetul, vine ăla, repară mai târziu la baie. Omul înțelege. Trebuie doar să-i spui. Dacă îl eviți sau îl bruschez, îl repez sau îl ignori, nu îi dai informații, aia doare cel mai mult. Deci lucrul ăsta oamenii doare. Oamenii își fac scenarii. Oare ce-o fi, că nu vrea să-mi zică? Oare e mai grav decât scrie în fișă? Și asta cu vâjirea asta, știi? Am trăit și eu pe pielea mea, și nu la Suceava, la un spital, cu vâjâiala asta pe care o afișează cei cu greutate, știi? Cu hălățelul pe umeri. Așa, și trec în viteză. Și în urma lor, sclavii, studenții. Da, sclavii după ei. Și tu trebuie să stai acolo, pacient, înlemnit, că vine papa și papa dacă vine. Se-și anunță. Da, vine doamna sau domnul doctor la vizită. Ca la curtea regelui Soare te anunță și tu trebuie să încremenești. Stați ușor, dar ce e aici armată? Ce e pușcărie? Ce-i cu apucătorul ăsta? Că vine domnul doctor, care așa, ok, e doctor, așa, așa. Eu sunt un om care sunt pacientul lui. Medicul este plătit pentru asta, ca să aibă grijă de pacienți. Eu sunt un ca pacient. Ca să pune pacientul în centrul actului medical. În centrul actului medical. Nu, ei se pun pe ei în centrul actului medical. Da? Ei sunt buricul pământului și restul, frai. Dacă făceam toți medicină astea, noi care vin cu altă mentalitate, nu, este aceeași care mentalitate. Nu sunt medici din tată, în mamă, în fiu? Nu, dar se fac, ei sunt ca la partide, deci medicii, noua generație, ea are apucăturile vechii generații, pentru că și la partide, zici că din 90 de când au să vină tineretul să ia, ok, a venit mai rău, ăia alții au făcut copii, dacă nu-s copii, îs nepoți, dacă nu, samante mai tinere, știi? Și așa. Și sunt aceleași apucători. Așa și aici. Dom'le, noi ce trebuie să facem? Păi facem școală, am învățat, ok. Am ajuns unde? Ne ducem acolo, așa. Noi ce trebuie să facem? Să facem bani. Ne facem un nume și după aia facem bani. Bun, bani ajungi să faci după ce îți faci un nume, după ce ai tratat cu bine un număr mare de pacienți. Da, cred. Știu. Alții se nasc cu un nume. Așa, se nasc cu un nume. Și facem bani, să avem vilă. Deci asta e concurs.
care are vila mai aia și a făcut unul vilă cu lea și face și altul mai mare, ca la Cașvan. La Cașvan am mers la lucru în străinătate, ce facem? Ne facem casă. Și când am plecat noi la muncă în străinătate, cum a plecat și Ionică, Ionică și-a făcut casă cu două etaje. Mă plec și eu la muncă. S-a dus la muncă, a venit și a făcut cu trei etaje. Vecinul lui care a stat să-i uitat la casele lor, s-a dus și la muncă și a venit și a făcut cu patru etaje. Așa și la... Și a făcut doctorul ăsta, Eustasie, și a făcut o casă. Hop, și doctorul ăsta, Xenopol. Pac, o casă și mai mare. Și a luat doctorul Anastasie mașină electrică tip JEP. Hop, și doctorul Pastasie și-a luat și mai așa. Și-a luat medicul cu tare, amant, asistenta frumușică de pe secția 6. Hop, și-a luat altul, topea. Știi? Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi.